Bună ziua, dragilor, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să continuăm zodiile și am ajuns la Scorpion, dragii mei, pentru lunile care urmează, adică de când vedeți dumneavoastră videoclipul și până la sfârșitul anului 2019, dragii mei Scorpion, ce se întâmplă în viața dumneavoastră, ce ar trebui dumneavoastră să știți, ce este important ca voi să știți pentru Scorpion. Nu uitați că este o etalare generală care se poate potrivi sau nu. Luați de aici doar elementele pe care dumneavoastră le considerați că vă sunt utile, dragii mei Scorpioni. Așadar, Scorpion, cei născuți sub semnul zodiacal Scorpion sau au eu știu, ascendentul în această zodie. Dragii mei Scorpioni, aici la dumneavoastră văd așa. În primul rând, fie ați făcut față unei separări. Aici mă refer la o separare de persoana iubită, fie o separare de job, ceva, eu știu, la care dumneavoastră nu că nu ați avut niciun cuvânt de spus, dar ați încheiat, da? Un capitol din viața dumneavoastră, ați separat răul de bine și ați ales să mergeți mai departe, ați ales să-ți spuneți adevărul. Dacă n-ați făcut acest lucru până acum și pentru că nu toți scorpionii trec printr-o separare, să știți că veți face acest lucru în săptămânile următoare, în zilele următoare, o separare definitivă a problemelor, ca și cum dumneavoastră vreți să vă transformați viața și decideți să faceți acest lucru într-un mod pozitiv pentru voi. Decideți că voi sunteți persoanele care contează și dacă dumneavoastră sunteți bine și cei din jurul vostru vor fi bine. Veți lua această decizie extrem de importantă în perioada următoare. Ați aflat sau veți afla un adevăr sau veți spune, veți comunica unei persoane. Aici văd foarte mult că este pe bază de iubire, pe plan sentimental, o comunicare pe plan sentimental, aflarea unui adevăr, expunerea unui adevăr pe plan sentimental. Bineînțeles că putem vorbi și pe plan profesional și pe plan de asemenea business, da? În care spuneți lucrurilor pe nume, aveți anumite cerințe și în urma acestor cerințe aveți anumite așteptări. În orice caz, pentru majoritatea, dragii mei Scorpioni, veți comunica adevărul, veți afla și veți spune lucrurilor pe nume partenerului sau partenerei. Pentru cei care ați trecut prin această separare, așa cum v-am spus, sau să spun de acum încolo, veți beneficia de această separare sau vă doriți ca lucrurile să fie odată clare pentru totdeauna și să separați negru de alb, da? Să nu fie gri, să știți că veți împăca cu această persoană. Această persoană nu va pleca din viața dumneavoastră, va reveni, va sta alături de voi dacă vă gândiți la o separare. Alții văd că până la sfârșitul anului vă veți reuni cu unul sau doi prieteni foarte buni, prieteni din copilărie, colegi sau membri din familie, bineînțeles. Frații, surori, rude, părinți, etc. Da? Pentru mulți este vorba despre membrii din familie. Vă veți reuni cu aceștia până la sfârșitul anului. Dacă ați fost plecat, dacă sunteți plecați sau, eu știu, locuiți în altă țară.
Așa cum v-am spus, treceți și sunteți deja într-un proces de transformare, însă sfârșitul anului vă va găsi, să spun așa, curați. Curați la minte, curați la suflet, în sensul că vă simțiți bine, vă simțiți bine în pielea dumneavoastră și veți beneficia de ajutorul și de ghidul îngerilor și al lui Dumnezeu pentru a face acest proces de vindecare, pentru a lăsa această transformare să ia loc, pentru că vă gândiți foarte mult cum puteți face acest lucru și ce trebuie să schimbați la dumneavoastră, ce trebuie să înlăturați, ce amintiri trebuie șterse din memoria dumneavoastră pentru a putea merge mai departe. Câțiva să vă simt departe, departe de persoana iubită, departe de casă sau o răceală care s-a petrecut în familia dumneavoastră. Aici putem vorbi de separare de, eu știu, ființe dragi, membri ai familiei, da? Frați, surori, verișoare, părinți, etc., acolo unde este cazul. Iar răul pe care parcă, eu știu, cineva vi l-a făcut, îl veți asimila. Îl veți asimila, îl veți digera și veți trăi cu această rană, dar vindecată. Ați fost acolo, ați făcut acest doliu, ați făcut această vindecare, ați trecut prin aceste etape ale acestui proces de uitare, de vindecare. Pentru că s-ar putea ca până acum să fi sărit anumite etape în a dori să controlați, în a dori ca viața dumneavoastră să urmeze parcursul pe care dumneavoastră îl doriți, să aveți și să vă îndreptați către, eu știu, către calea cea bună pentru voi. Și atunci ați înțeles că pentru a avea și a urma această cale, a beneficia de aceste aturi, trebuie să lăsați ca această rană să sângereze, după care să o bandajați. Pentru că nu puteți bandaja direct și opri această sângerare atâta timp cât procesul de maturare, de vindecare nu a început. Mai ales în ceea ce privește planul sentimental. Vedeți dumneavoastră, câțiva dintre voi, dragii mei scorpioni, până la sfârșitul anului veți găsi acel suflet pereche pe care poate unii dintre voi nu-l aveți, alții v-ați separat și nu știu, parcă vi s-ar părea un miracol să fiți împreună. Da. Acest miracol se va întâmpla și există această uniune. Alții, să știți că vi se va propune un contract de muncă care vă va da stabilitate, o stabilitate bine meritată, un contract de business pentru mulți dintre voi, afaceri prospere, prosperitate, abundență pe toate planurile, dragii mei scorpioni, și veți beneficia de această înrădăcinare. Pentru că acum vă aflați poate într-o perioadă de, nu știu, de vârtej. Aveți impresia că lucrurile se desfășoară foarte rapid și nu puteți ține pasul cu toate evenimentele care au loc în viața dumneavoastră. Nu este cazul. Vă veți stabili, vă veți orienta energia către dumneavoastră și acest lucru îl veți face spunând adevărul, stând și discutând față în față, cerând ceea ce dumneavoastră vreți să obțineți. Spuneți lucrurilor pe nume pentru a beneficia de această reuniune, pentru a beneficia de această uniune în cazul în care dumneavoastră, dragii mei scorpioni, sunteți singuri și nu aveți pe nimeni. Așadar, abundență pe plan profesional, financiar, dar și sentimental, dragii mei. Haideți să vedem un sfat al cărților pentru voi, dragii mei scorpioni.
am înțeles că veți fi într-un proces de transformare, dar ce altceva vă poate ajuta în cadrul acestui proces, dragii mei scorpioni? Ce vă mai poate ajuta? Vă mai poate ajuta împlinirea pe plan profesional. Căutați de foarte mult timp o stabilitate și o veți găsi până la sfârșitul acestui an, pentru că ușor, ușor veți șterge acele, vă veți debarasa de acele amintiri care vă împiedică să obțineți această stabilitate pe plan profesional, pentru că energia voastră, gândurile voastre sunt îndreptate către altcineva sau către altceva. Și atunci activitățile dumneavoastră zilnice, activitățile dumneavoastră cotidiene, dacă ne gândim la un job, dacă ne gândim la un business sau dacă ne gândim la orice dumneavoastră faceți zi cu zi, vă destabilizează și atunci veți șterge aceste amintiri și veți fi conștienți de toate capacitățile dumneavoastră și veți utiliza tot ceea ce vă stă cu putință să realizați obiectivul pe plan profesional, pe plan business, pe plan personal, da? Împlinire profesională, dragii mei scorpioni. Deci, așadar, concentrați-vă atenția asupra și îndreptați-vă energia asupra planului profesional pentru a beneficia de stabilitate pe celelalte planuri, acolo unde dumneavoastră vă simțiți destul de dezechilibrați în acest moment. Cam atât am avut de spus în ceea ce privește scorpionul. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări. Vă doresc tot binele din lume, oriunde vă aflați. La revedere!